Am avut și eu un vis, dar prea repede s-a stins. Cum eram cu toți acasă, cu părinții stând la masă, și vorbeam, mâncam, râdeam, de probleme nu știam. Nu era nici plahotniuc și nici lupul, nici un muc. Moldova era a noastră, verde, veșnică frumoasă. Cum o fi ajuns să fie un debil la primărie? Chiar mai mulți în parlament să ne fure permanent. Ei ne mint, tot ei se ceartă. Miliard nu pot să împartă. Dar nu i-am lăsat să facă din țară teren de joc. Am ajuns noi triste zile, când mânzat e o mândrie. Usat e salvator, șor e atoțitor. Filat e nevinovat, ghimpul nu e handicapat. Lupul cel mai coerent, Timofti chiar prezident, iar Dodon nu trebuie să alerge pe la ruși când sunt alegeri. Asta încearcă să ne vândă, zi de zi presa nătângă. Plahotniuc manipulează, mult nu cred că mai durează. Departe de fi real, dar desigur ideal, vreau totuși să vin acasă și să stăm la acea masă. Iar această utopie să nu fie doar pe hârtie.